știe românul să se distreze? Da, românul în general, când e vorba de chefuri, de petreceri, îi pune suflet. Și ce mi-a plăcut mie azi la sala asta de recepție, tot mai frumoasă-s româncile. Păcat că îmbătrânim și nu putem opri roata vieții, dar e frumos. Ce părere aveți despre faptul că în comunitatea română, cel puțin de aici din Montreal, sunt din ce în ce mai multe evenimente de acest gen? Sărbări, petreceri, e un lucru bun pentru comunitate? Domnule, după atâta muncă și stres și atâtea probleme ce le avem fiecare în familie și în comunitate, mai trebuie când în când și câte o parte de asta să mai lăturăm toate astea și să uităm că avem și necazul, să avem și bucurii. E foarte frumos, mă bucur. A fost o sală, o seară excepțional de frumoasă, bine organizată. Felicitări la cei ce au organizat petrecerea, merită laude. Ca o scurtă concluzie, a biruit mărțișorul în fața iernii geroase? Mărțișorul, nu știu dacă a biruit în fața iernii geroase, dar în schimb femeile ne-au luat mau, sunt frumoase româncile, sunt îmbrăcate frumos, elegant, dansează, se distrează, mă bucur. Cum vi s-a părut petrecerea mărțișorului în 2016? Excelent! Aș dori mult ca comunitatea română să facă mult mai multe întruniri, petreceri, să aici de 30 de ani. Aș dori foarte mult ca ultimii ani din viața mea să-i petrec împreună cu românii. Stimată doamnă, luna martie este luna mărțișorului, este luna femeii, este ziua mamei. Astăzi ne-am adunat la o petrecere a mărțișorului. Cum priviți dumneavoastră luna martie de aici, din Canada, atât de departe de România? Sinceră să fiu, având atâția ani de Canada, sunt foarte mulțumită că cineva a reușit să adune un grup românesc, un grup de români care să sărbătorească 1 martie, probabil 8 martie în același timp, și găsesc că e foarte bine și chiar le mulțumim celor care au organizat această seară care este foarte frumoasă și distractivă. Stăm de vorbă în această seară și cu unul dintre organizatorii petrecerii mărțișorului, domnul Dragoș Grosu, de la Real Estate Quebec. Domnule Grosu, ce v-a motivat în a organiza această petrecere? Motivarea a fost foarte simplă, ținând cont de faptul că comunitatea românească în West Island este o comunitate foarte puternică și, din păcate, nu au fost promovați și nu au fost pe piața Montrealului ca celelalte comunități din sudul sau nordul insulei. Cui ar trebui să mulțumim pentru această petrecere minunată din această seară? În primul rând, ar trebui să mulțumim partenerilor mei și Acutării Europe Deli și celor doi agenți imobiliari, Cristian Sturzu și Cătălin Ivan, dar să nu uităm de cea mai importantă parte a acestui eveniment, invitații, fără de care nu va putea avea loc. Totodată mulțumim sponsorilor noștri, Studio Happy Hour, doamna Gabriela Bucșă, AC Multigraphics, TD Bank, Cabinetul Stomatologic Angelic Dentar, Giraco Asigurări și Servicii Financiare, notar Ovidiu Manceriu, Escu TV, fără de care, de asemenea, nu puteam avea un party cu succes. Stăm de vorbă cu Bela și Sorin Borbei de la Șarcuterii Europe Deli, unul din organizatorii petrecerii mărțișorului. Domnul Sorin, spuneți-ne ce v-a motivat să faceți parte din organizatorii acestei petreceri? Bună seara! Deci, noi avem o șarcuterie în West Island, aici la Île Perrot, și vindem produse românești și importate și produse de noi. Am întâlnit un grup de prieteni de aici, tot din West Island, și ne-am hotărât să organizăm, să adunăm comunitatea românească, să începem acțiuni ca să îi adunăm pe români, și cel mai ușor e cu o petrecere, pentru că la mâncat și la băut toată lumea vrea să vină. Să știți că am primit un feedback extrem de pozitiv referitor la mâncărurile tradiționale preparate în această seară. Cât de grea a fost organizarea acestei petreceri pentru dumneavoastră, din punct de vedere culinar, dacă vreți?
Da, păi începem să lucrăm cu o săptămână înainte, dar e greu, dar frumos și bun. Și nu ne e greu din cauza asta, pentru că ne place ce facem. De-aia invităm pe toată lumea să guste din produsele noastre, să bucure cu noi împreună și să ne distrăm împreună și să vină la El pe rot, să țină aproape de noi, să vadă că o să mai organizăm și în alte petreceri și alte activități și în timpul verii și împreună cu prietenii noștri. Nu o să ne lăsăm și o să fim cât mai activi. Meseria de șofer când vii nou în Canada este foarte dificil ca cineva să se angajeze pentru că nu ai experiență canadiană. Chiar dacă ai lucrat în România sau în Europa, experiența ăștia îți cer experiența de Canada. Fără 2-3 ani de experiență nu prea poți să intri la ei. De aia Transinter FM mi-a dat ocazia ca să încep cu ei și iată că am început acum în 2004, deci 11 ani în urmă, și lucrurile merg bine, sunt tot la ei, sunt mulțumit. Asta este o meserie destul de dificilă, în primul rând când ai familie, copii, pentru că pleci mult timp de acasă. Cursa ce fac acum este o excepție, este o cursă scurtă, de 2 zile. Astăzi vă prezint cursa de New York, mergem la New York, în Manhattan, livrăm la un zgârie nori, la World Trade Center. Marfa ce avem sunt geamuri pentru zgârie nori, făcute de un client de aici din Quebec, care face toate geamurile pentru blocul respectiv. Așa, este un client al Transinter FM. Este o cursă scurtă, de aproximativ 8 ore mers. Același lucru pentru întoarcere înapoi. De obicei, de acolo ne întoarcem gol. Nu aducem marfă înapoi, pentru că de la New York City nu prea ai ce să aduci. Mai mult să consum acolo decât să fabrică. Meseria de șofer este o meserie destul de grea, nu oricine poate să o facă. Trebuie să ai mult suportul familiei ca să poți să reziști meseria asta, pentru că ești plecat foarte mult de acasă. Am ales meseria de șofer de când eram mic, eram pasionat de mașini. Era din familie, de la taică-miu. Taică-miu era foarte mult cu mașinile, avea multe mașini și s-a dezvoltat pasiunea asta pentru mașini. În România, de cât am luat permisul de camion, avea și taică-miu o basculantă, mai conduceam pe acolo, dar mai mult aici. Când am auzit de America, am auzit prieteni cum se lucrează în America și mi-am dorit să vin, să emigrez aici și deja meseria asta o aveam din cap din România. Când am venit încoace, era greu să intri, era greu în primul rând să-ți iei permisul de camion, pentru că n-aveai experiența necesară. Dar până la urmă am reușit și am luat permisul și am intrat la Transinter FM printr-un prieten, că altfel este foarte greu să intri dacă n-ai experiență canadiană. De atunci firmele mici, mai ales dacă sunt firme și românești, cu patroni români, te înțelege, îți acceptă experiența din România și atunci poți să începi la ei, îți dă o șansă ca să începi la ei. Aici la noi este flatbed, ceea ce înseamnă să ai o cunoaștere foarte bună cum poți să-ți legi marfa, să-ți arimezi marfa. Pe când la van nu mai e așa, la van doar deschizi ușile, închizi ușile. Este ceva, flatbed-ul implică mai multă muncă față de van. Deci când ești șofer de cursă lungă, trebuie să fii pregătit, pleci de acasă mult timp, ceea ce înseamnă de la 3-4 zile până la, hai să zic, maxim vreo 10 zile, dus-întors. Așa, dormi în camion, mănânci în camion, vorba aia, dacă îți cumperi de pe undeva, dacă nu e opțiunea, mănânci la restaurant. Deci e un pic mai scump, așa. Dușuri faci la stațiile de unde bagi motorina, la stații, la truck stop-uri. Planning-ul unui șofer, deci toate astea sunt calculate. Când trebuie să știi când ai plecat din curte, exact cât trebuie să faci cu la client. Care sunt obstacolele pe drum, dacă e iarnă, vară, iarna prevezi mai mult timp.
cel puțin cu o zi îți iei mai mult timp pentru zăpadă, pentru accidente, pentru astea, când ești oprit în trafic. După aia trebuie să ajungi cu marfa la timp, normal, pentru că clientul e important. Din moment ce nu-ți respecti clientul, nu-ți respecti data de livrare, pierzi clienții. Și firma nu mai are de muncă după aia. Deci toate astea sunt importante să le respecti. Mi-a plăcut de când am început cu ei, mi-a plăcut pentru că te-au ajutat în primul rând. N-ai avut experiență, te-au ajutat să-ți faci experiența necesară. Și din moment ce lucri cu aceiași oameni, începi să-i cunoști și începi să te înțelegi cu ei. Cei care nu rămân mult la aceeași firmă au probleme. Sau probleme de socializare, sau probleme de comportament, sau, mă rog, chiar probleme de șoferie, să zic. Transinter FM, diferența față de firmele mari, la firmele mari ești doar un număr. Deci ești numărul, șoferul cu numărul cu tare. Înțelegi? La noi, la firmă, ai un nume. Deci la noi o firmă de micuță, să pot să spun, undeva la 30 de camioane, ok? Deci fiecare îl știm după numele lui, nu după numărul de șofer. Și atunci asta face diferența, deci apropierea între birou și angajați și șoferi, cum ar veni. Deci patronul este implicat în absolut orice activitate în firma respectivă. Deci el de la management, de la conducerea companiei până la vorba aia, să repare, să aducă piese, să repare, să dea la mecanic să repare, să meargă la încărcat, să ajute un șofer la încărcat dacă are dificultăți, să spele camioane, să... Deci el se ocupă practic de toate, adică poate să le facă pe toate, asta nu înseamnă că le și face, dar poate să le facă. Pot să spun chiar pentru un șofer experimentat, există perioade foarte dificile, de exemplu ne confruntăm cu o iarnă foarte grea aici în Quebec. Când ai de încărcat marfă pe flatbed și trebuie să pui prelată, deci mai și un fric de 30 de grade, e un pic dificil. Dacă clientul nu are o hală înăuntru încălzită unde poți să-ți faci treburile astea, să pui prelata, să atașezi astea, așa. Dar asta e iarna, așa. Mai intri un pic în camion, te mai încălzești, așa îți revii. Pentru un șofer nou sunt aceleași probleme. El nefiind obișnuit să facă chestiile astea într-un ritm mai rapid, așa, iarna îi va fi foarte greu. Și mulți care încep undeva la sfârșitul toamnei, iarna se lasă, pentru că văd foarte, foarte, foarte greu meseria asta, condițiile de iarnă. Firma a început în 96, a început doar cu un camion și s-a dezvoltat ajungând să aibă aproape 30 de camioane și este în continuă mărire. Deci noi acum angajăm lunar noi șoferi, pentru că fiind și jobul la flatbed fiind dificil, deci șoferii stau cât stau, dar la 3-4 ani șoferii pleacă și atunci trebuie să angajăm din nou șoferi. Cei mai mulți șoferi la noi sunt români, după aia avem toate naționalitățile, dar românii sunt pe primul plan. La Transinter FM, eu personal mă ocup de recrutarea șoferilor pentru românii noi veniți în Canada, îi așteptăm cu drag. Chiar dacă n-au experiență, noi le facem trainingul necesar, care poate să dureze într-o lună și 3 luni, 6 luni, depinde fiecare cât are nevoie. Iată-ne din nou acasă, am revenit din cursă. Acum o să petrecem și noi o zi jumate cu familia și de luni o altă cursă, o altă experiență, un alt challenge. Sperăm că prezentarea firmei noastre v-a plăcut. Transinter FM invită pe toți cei care vor să facă o carieră în domeniul transportului să ne contacteze. La Transinter beneficiați de o remunerație competitivă, un mediu de lucru profesional și mai ales sentimentul apartenenței la o familie. Vă mulțumesc, pe curând! Stabilit în Canada din 2002, cum vi s-a părut integrarea dumneavoastră în lumea muzicală de aici? Mi-a fost foarte greu pentru că am ajuns la adolescență în Canada, am ajuns la vârsta de 15 ani. A fost ceva foarte greu, dar pasiunea mea pentru pian
m-a ajutat să trec peste acest greu. Neavând prieteni, neavând, neștiind nici franceză, nici engleză, am fost admisă la școala Pierre Laporte, unde alți copii erau pe liste de așteptare de ani de zile. Eu am fost admisă direct, fără nicio listă de așteptare, practic. Și acolo, la școala Pierre Laporte, am făcut secundarul 3-4-5, unde am participat la anumite concursuri naționale de pian, unde am participat de altfel la concursul de soliști, unde am obținut nota 98%, și concursul de concert pentru orchestră, unde am obținut cea mai mare notă, 99%, unde a trebuit pentru concert să cânt cu orchestra sinfonică a școlii. Am avut un prim recital anul acesta, 2015, pe 15 mai, la Biserica Marie-Reine de la Paix, unde am cântat cu cântăreața soprana Felicitas Bordianu Istoc. A fost un recital minunat, am avut un foarte mare succes. A fost o idee, ideea de a face recitalul pentru publicul român și publicul canadian a fost de a chema publicul și de a iubi și de a transmite pasiunea mea, pasiunea noastră, a mea și a Felicitei, pentru muzică. Ceea ce, bineînțeles, v-a dat curajul să reluați acest recital canto și pian. Vă las pe dumneavoastră să anunțați marele eveniment. Da, într-adevăr, am avut curajul de a face un al doilea recital, pe care îl vom susține pe 28 noiembrie la Teatru Bobois, eu împreună cu Felicitas Istoc Bordianu. Va fi un recital la fel de faimos cum a fost și primul, sper. Piesele vor fi minunate, sunt niște piese de mari compozitori italieni, precum Bellini, Rossini, etc. și așa mai departe, și vă invit cu mare plăcere la concertul acesta. Mesdames et messieurs, Monica Hurtubel. Felicitas Bordianu Istoc. Thank you.
Ben, en quelques mots, j'ai adoré le spectacle. C'est la deuxième fois que je voyais Monica en spectacle. En fait, je l'avais vue au mois de mai ou au mois d'avril dernier, je crois, dans une église. Puis je m'étais promis de la revoir. Puis je suis content. Non, j'ai vraiment adoré ma soirée. Puis c'est le fun parce que j'ai pu inviter des amis à moi pour mon anniversaire qui avait lieu il y a deux jours. J'ai proposé à mes amis là, qui m'accompagnent. Puis, on a tous passé une très belle soirée. La un moment dat chiar aveam ceva lacrimi în ochi. Au fost niște momente deosebite. Știu că s-au pregătit mult pentru acest concert și nu mă refer doar pentru acest concert. E vorba de o pregătire care se derulează de-a lungul a mai multor ani. A fost ceva deosebit. Ambele sunt profesoare. Felicitas este profesoară de muzică, Monica este profesoară de pian. Pur și simplu e o vocație care pornește de undeva din interiorul inimii tale. Dau foarte mult copiilor la școală și acum a fost rândul nostru să primim și noi un concert frumos, aproape de sărbători. Pur și simplu am fost încântați. Da, împreună cu Virgil Istoc mă gândesc de mai mulți ani să organizez un concert de acest gen. Am început în primăvară. Fetele au avut într-adevăr mult succes. Este o legătură de suflet, este o relație între ele care se reflectă și asupra publicului, pentru că ceea ce reușesc ele să facă împreună, reușesc în egală măsură să transmită un simț muzical deosebit publicului și să transmită, cred eu, și pasiunea pe care o au fiecare dintre ele pentru muzică. Eu fiind iubitoare de muzică, în special de muzică clasică, pentru că am crescut în muzică clasică alături de fata mea, pianista Monica Hurdubei, pot să spun că simt și cred că alături de mine toată lumea a simțit o anume emoție și o anume sensibilitate în ceea ce s-a cântat în seara. Cum vi s-a părut concertul? Din punctul meu de vedere a fost un stres, dar un stres mare folos, ca să zic așa. A fost nemaipomenit, publicul a fost foarte călduros și, cum să vă spun, ne-am simțit foarte bine și am transmis muzica ce vreau să o transmit în practic. Și îi mulțumesc Felicitei pentru talentul ei și pentru munca pe care am făcut-o împreună, că practic a fost o muncă de echipă. Absolut. No, și eu îi mulțumesc Monicăi că ne vedem tot timpul și lucrăm și luăm din timpul nostru liber și suntem obosite, dar totuși ne întâlnim să lucrăm. Suntem fericite în momentul ăsta.